Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol OPEC și alți 10 producători, printre care și Rusia, au decis la Viena o reducere a producției de petrol cu 2 milioane de barili pe zi, ceea ce reprezintă aproximativ 2% din producția globală. Asta într-un moment în care prețul petrolului continuă să scadă, ajungând la o reducere de aproximativ 25% față de luna iunie. Rusia, care este vizată de sancțiune, a fost parte a acestui acord. Contextul mondial este însă complicat. Persistă, de exemplu, îndoielile legate de evoluția cererii, în special în China, unul dintre cei mai mari consumatori de petrol, după restricțiile și carantina cauzate de reapariția focarelor de COVID-19. Totodată, incertitudinea continuă să marcheze previziunile privind creșterea economiei mondiale și ca consumului de petrol. De asemenea, există probleme și de cealaltă parte a lanțului, respectiv la furnizare. OPEC nu poate să îndeplinească actualele cote de producție. Din cele 23 de țări ale grupului, doar Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au capacitatea de a crește mai mult producția.